Bun găsit tuturor, vă spune Mădălin Negoiță, avem imagini de pe stadionul municipal din Mediaș. Vom urmări o confruntare extrem de interesantă din etapa cu numărul 7. Așadar, echipele care în acest moment sunt pe loc de baraj, astfel, astrei ar fi suficiente și rezultate de egalitate cu cele două echipe mai sus menționate. Iată cum arată cele două echipe, Gazmetan cu Răzvan Pleșca în poartă, din nou sistem cu trei apărători central, Bacio, Larie și Trif, la mijloc cinci oameni, Butean, Gabriel de Moura, Brian Alseus, Ronaldo Deaconu și Mihai Velisar, în atac Ricardo Valente și Paul Costea. Îi vedem și pe cei doi antrenori. Între timp, pe teren se schimbă jumătățile. Astra va juca în această primă repriză de la stânga la dreapta. Mihai Popa așadar în poarta giurgiuvenilor, David Bruno, Daniel Graovaț, Jovanović și Abdel Lamanj în defensivă, Valentin Gheorghe, Crepulia și Boecan la mijloc, în atac Alberștal, Cârpici și Mihai Răduț. Ne pregătim de startul acestui meci. Astăzi se mai joacă și Dinamo Hermannstadt de la 21:15. Spuneam însă, meci foarte important și Astra, în cazul în care reușește să câștige în această confruntare, spuneam, își va permite luxul să joace chiar egal cu Viitorul sau cu Voluntari. David Bruno vine cu încă o centrare. Andrei Baciu respinge. Butean, pătrunde Butean, centrarea n-a fost rea, n-a atacat însă nimeni bara a doua. Și este lovitură liberă și Zad Deaconu, dacă execută, dar o face Valente, slab. Nu. Gheorghe șutează bine, scoate Răzvan Pleșca. Se complică Crepulia și acum Valente. Atenție mare, atenție mare Crepulia. Dar da, asta spuneam, Crepulia are deja cartonaș galben. Astra rămâne în 10 oameni. Poate Ronaldo Deaconu cu stângul. Minge care trece puțin pe lângă bara porții, cu totul și cu totul altfel în partea a doua. Șamed, Bacio, minge pentru Deaconu, așteaptă Valente, o pasă, este și Vlad Morar la colțul lung, acolo se duce mingea, intră însă foarte bine Horșia. 1-0 pentru Gazmetan. Ce mutare inspirată face Mihai Tejea. Pasa înapoi a lui Deaconu, centrarea din prima a lui Butean. Sunt 3 contra 2 la această fază, în care, iată, 3 jucători de la Gazmetan, doar 2 fundași de la Astra. Cât de liber, cât de liber este Horșia. E însă preluarea acum amplă, care îi permite Astrei să atace aici. Centrare bună pentru Răduț, scoate Pleșca. Cea mai mare ocazie Astrei. Celor de la Gazmetan, centrare, bară! Bară! A lui Jovanović, dacă am văzut bine, sau Găman? Să vedem. Da, Găman reia foarte bine. David Bruno. Centrare bună, gol! Astra! 1-1, minutul 89. Lovitură de teatru. La această fază e posibil să... Această fază e posibil să fie... Să facă diferența pentru Astra la finalul stagiunii. Lovitură de cap a lui Montini.
Să vedem totuși. Mai avem încă un minut și jumătate. Șamed. Orșia, centrare! Gol! Vlad Morar! 2-1 pentru Gaz Metan în prelungiri. Centrarea lui Horșia, dacă am văzut bine, cu gol și pasă decisivă. Centrare perfectă a lui Horșia. A fost puțin deplasată. Respinge în afara terenului lui Roberto Romeo, iar Gaz Metan se impune într-un final de meci extrem de tensionat. A reușit să egaleze Astra în minutul 89. Două minute mai târziu însă Gaz Metan a câștigat această partidă și probabil în mare parte dreptul de a evolua în Liga 1 și în stagiunea următoare.